Salut, programelelor! Programa mamă! Salut, programa mamă! Programel că sunt actriță, ești programel că sunt mamă, ești programel că sunt... Ești toate cele, da? Bun. Că nimeni nu n-am... Băi, ce tare, că nimeni nu n-am... Păi punct, atât, ai zis că-s programe și gata, nu, domnule, mă duc să mai scocioresc încă, prin așa, programele capcan, ok. Ziceam, de ce teatrele, de ce arta a pătimit cel mai tare, arta cântecul și teatru, filmul, să zicem. Da? Și programelele se agită. Pentru că sunt toate scenariile, toate poveștile sunt amintiri de care nu mai e nevoie, că trezesc o emoție alta, nu mai e, gata, nu mai e, am sărit și am sărit de mult. Da. Pământul e un programel. Totul e programel și se curăță, așa se rezolvă și se scoate. De ce nu e nevoie? Că arta, că nu știu ce, că arta, arta, arta. Da, arta, dar ce artă? Ce fel de artă? Foarte, foarte interesant. Și încă o dată, ce credeam că e ceva nemaipomenit și ea, e, acolo nu e nimic, e zero. E o programă capcană care pur și simplu se șterge, nu e ce am crezut și ne trezim pe drumuri, pe drumuri cu toții. Și nu înțelegem unde să ancorăm și cu ce să ne ocupăm și ce să facem, da? Foarte frumos. De astea sunt vremurile și sunt minunate. Și se schimbă totul și se schimbă. În ce ne transformăm și ce facem? Noi, programelele. Ce facem mai departe? Ziceam înainte, uite, IT, da, ei sunt bine plătiți, ei o să ajungă, ei o să se descurce în viață. De fapt, despre noi vorbeam. Noi suntem toți niște programele, suntem IT, fiecare om, și fiecare își programează viața extraordinar, minunat. Eu nu înțelegeam. Ne-am asistat, am asistat, că asistat, că altfel nu pot să-mi explic la un serial filmat la noi în Timișoara. Și eu, mie nu-mi place să mă uit la mine, nu întotdeauna. Acum îmi place ce filmez, dar în film sau în spectacol nu prea place, că e lucrat, e jucat, nu e improvizat pe moment și nu mai e interesant. Adică e lucrat, e zi de zi, cred că de aia o să se dizolve și teatrele. Aia ziceam, cel mai interesant e mersul lucrurilor, nu finalul. E când repetițiile sunt frumoase, aia apare. Și ce e în clipa aia nu se mai întâmplă nici la premieră, nu mai e. Da. Și asta ziceam, am asistat la... Da, am făcut un rolișor într-un serial și când era să scriu un CV, am scris și despre că eu nu mă mai uit. Eu fac ceva acolo undeva, nu mai, eu țin minte că am făcut. Și vorbeam cu fiica mea într-o zi și ziceam, uite, acolo că m-am filmat și s-au mai filmat colegi cu mine, vorbeam să mă să hrănesc, să nu uit. Și ea face, da, pe ea am văzut-o pe colega ta, dar pe tine nu. Și am zis, oh my God, și s-a filmat episodul de vreo 3 ori, cred că am fost chemată, când a nins odată, când a plouat odată, când era vară. Cine știe prin ce lume am umblat și cum a fost de fapt și de fapt cum e de fapt. Programele ce sunt. Fantastic, da, minunat, minunat. Așa că să nu ne minunăm
se transformă tot și te duci la lucru și de fapt, crezând că ești actriță, de fapt ești programator într-un... trust. Trust. Într-un trust IT. Și faci programele.